În mini-vacanța de Rusalii, polițiștii au ieșit în stradă în număr mare. Au fost controle în tot județul, fiind vizați șoferii care se urcă băuți la volan, cei care conduc cu viteză sau încalcă alte reguli de circulație. Astfel, începând de vineri seară, oamenii legii au acționat cu echipamentele din dotare, aparate radar, cele pentru testarea alcoolemiei, dar și a consumului de droguri. Iar neregulile au fost în număr mare. Polițiștii au efectuat 630 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe. Totodată, aceștia au reținut 54 de permise, dintre care 21 pentru conducere sub influența alcoolului sau altor substanțe. De asemenea, alți șoferi au fost prinși băuți la volan sau conducând cu viteză. Un minor conducea autoturismul cu proprietarul în dreapta sa. Deși știa că acesta nu are permis, i-a încredințat mașina să o conducă. Ambii sunt acum cercetați de poliție. În urma activităților desfășurate în trafic, polițiștii au depistat pe raza comunei Tezlui un tânăr de 17 ani care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. În autoturism se afla și proprietarul. Polițiștii spun că vor continua astfel de acțiuni care au ca scop prevenirea accidentelor rutiere și a infracțiunilor în trafic.